Societățile care au efectuat lucrări de investiții în Lugoj în ultimele luni au început să repare carosabilul care a fost afectat la intervenții. Muncitorii de la Hidroconstrucția, societatea care în acest an a instalat câțiva kilometri de tubulatură pentru noua rețea de alimentare cu apa municipiului, au adus în această săptămână utilajele de asfaltat pentru a putea acționa în teren. După cum a anunțat primăria, până la sfârșitul lunii în curs, drumurile din Lugoj trebuie refăcute. Săptămânile trecute și cei de la Meridian au asfaltat gropile rezultate în urma avariilor. De la 1 noiembrie până în 15 martie se sistează lucrările pentru extinderea utilităților cu acțiune în carosabil. Drumurile lugojene nu vor scăpa însă de gropi pe perioada iernii. În fiecare zi, lucrătorii de la Apă Canal fi nevoiți să intervină pentru remedierea a 2-3 avarii la rețeaua veche de apă a orașului.